Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi. Este o lectură cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba de această dată. Pentru voi, cei care priviți acest video sau cele care priviți acest video, care sunteți într-o conexiune de dragoste cu o persoană specială din viața dumneavoastră, care vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune a voastră, sau pentru cei care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în conexiune cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, wow, cât de frumos! Da, iată că în 24 de ore, dragul meu sau draga mea, mai ales draga mea, vei afla un adevăr, da? Văd că în unele dintre relațiile care se desfășoară în fața voastră, da, care se desfășoară în viața dumneavoastră în aceste momente, este vorba despre două femei și despre o alegere importantă, o alegere dificilă pe care acest bărbat o va avea de făcut în această perioadă. Și această alegere, iată că el o va face în aceste momente în care se orientează din ce în ce mai mult spre tine. Așteaptă-te la un dar, la o întâlnire romantică sau la o invitație pe care această persoană ți-o va face în această zi. Da, se pare că a sosit momentul și pentru voi să vă bucurați de această uniune, a sosit momentul ca tu să știi că toate neplăcerile, toate necazurile pe care poate le-ai avut de suportat din partea acestei persoane sau din partea acestei conexiuni, da, având în vedere că, iată, exact cum spuneam și mai devreme, relația voastră s-a desfășurat și într-un fel de trio până nu de mult, da? Dar iată că în această perioadă veți ieși din această perioadă de veți ieși din acest trio și această persoană a voastră va fi din ce în ce mai decisă să vă aleagă pe voi, dragii mei, dragele mele. Așteptați-vă la tot felul de gesturi romantice din partea sa. Da, următoarea carte, dragilor, iată că se referă la puterea voastră de manifestare în această perioadă, la faptul că practicați această lege a atracției în această zi și deveniți din ce în ce mai conștienți sau conștiente de puterea pe care gândurile voastre o au, o manifestă în univers, da? De ce vă dați seama de aceste lucruri? Pentru că de multe ori vi se întâmplă să gândiți ceva și imediat în clipele următoare să aveți parte de experiența care, la care s-au referit gândurile dumneavoastră. Da? Probabil că nu de puține ori ați avut parte de această experiență și aceste lucruri vi se întâmplă tocmai din cauza puterii voastre de atracție. De ce aveți această putere de atracție? Din cauza, datorită, de fapt, nu din cauza, datorită sentimentelor extraordinar de profunde care vă leagă de aceste dorințe pe care le manifestați în univers. Da? Pentru că știm cu toții, în momentul în care tu simți... simți că o anumită conexiune este a ta, simți că acest bărbat sau această femeie este a ta și că trebuie să vină spre tine, îl simți sau o simți cu toată puterea sufletului tău că trebuie și este aproape de tine, iată că așa se întâmplă în realitatea ta, dragul meu sau draga mea, așadar nu mai există dubii, este clar că puterea ta de atracție din punct de vedere al relației pe care ți-o dorești să o manifesti este indubitabilă, da? Așadar, ești foarte fericit sau fericită de această legătură profundă, de această conexiune pe care o creezi în orice moment cu conștiința universală, da? Prin natura gândurilor tale, prin natura dorințelor pe care dorești să le vezi manifestate în realitatea ta. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată, dragii mei, că vedem aici o persoană
poți fi tu această persoană sau poate fi cineva din viața ta. Mai degrabă văd că această carte se referă la această ființă din viața ta, la această persoană la care și tu te gândești în aceste momente. Este o persoană care, iată, te visează în orice moment al vieții sale. Această persoană, acestei persoane văd că îi place de multe ori când are foarte mult de lucru, da? Sau când este împovărat de sarcinile sale zilnice, de responsabilitățile pe care le are de îndeplinit. Îi place foarte mult să-și ia câteva minute libere, minute în care se retrage în spațiul său securizant și nu face altceva decât să își orienteze gândurile și simțirea spre tine. Da? În acele momente, acestei persoane văd că îi place să creadă că tu simți de la depărtare ceea ce el sau ea îți transmite. Da? Prin gândurile sale, prin sentimentele, prin emoțiile pe care le orientează spre tine. Așadar, această persoană te visează, dragul meu, draga mea, nu este nevoie să fie noapte pentru a manifesta aceste vise la nivel oniric, da? Pur și simplu face asta în timpul zilei și astfel simte că se încarcă, da? Se încarcă cu o energie cât se poate de pozitivă din partea acestor gânduri în legătură, care au legătură cu tine, da? Cu persoana ta. Hai să vedem și următoarea carte. Da. Iată că această carte vorbește despre tot felul de obiceiuri, dragii mei, obiceiuri pe care unii dintre voi le aveți și care unora dintre voi nu vă fac cinste. Pot fi obiceiuri nesănătoase, pot fi obiceiuri la care tu ai încercat de multe ori să renunți, dar nu ai reușit. Da, tot felul de lucruri pe care tu le faci, dragul meu sau draga mea, sau pe care această persoană le face și nu se poate debarasa de ele, da? Chiar dacă a văzut de multe ori că aceste obiceiuri stau în calea fericirii voastre, stau în calea împlinirii voastre în relație, în această relație. Da, probabil că mulți dintre voi vă întrebați dacă aceste lucruri se pot schimba vreodată sau dacă vor rămâne așa pentru totdeauna, pentru că iată că văd că, nu știu, pot fi obiceiuri în legătură, obiceiuri nesănătoase, da? În legătură cu fumatul, cu băutura, cu faptul că această persoană este dependentă poate de sex sau de tot felul de situații nocive pentru sine, de situații toxice în viața sa, dar tot felul de lucruri din acestea care vă dau bătăi de cap, da? În această perioadă. Sau poate fi faptul că această persoană are obiceiul să se intereseze mai mult decât are nevoie de persoanele din familia sa de proveniență. Da? Poate că pentru tine acest lucru este un impediment, da? Pentru a vă vedea de relația voastră în continuare așa cum știți, așa cum credeți că este bine să o faceți. Da, hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vedem aici un nou început, dragii mei. Vedem că mulți dintre voi se vor bucura de un nou capitol în viața lor. Da, dragilor, poate fi vorba despre aceia dintre voi care, iată, în etapa care tocmai a trecut, poate că v-ați despărțit de o persoană dragă din viața dumneavoastră sau ați hotărât să puneți punctul unei relații, da? Tot felul de situații de genul acesta și iată că vă văd pe voi în aceste momente dorind să deschideți un nou capitol în viața dumneavoastră, să vă orientați spre o nouă etapă pe care o doriți din ce în ce mai fericită, da? Din ce în ce mai luminoasă pentru voi. Da, din acest punct de vedere, iată că mulți dintre voi veți decide că trebuie să încercați să mergeți mai departe, da? Indiferent ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră, indiferent cât de greu v-a fost să vă despărțiți de persoana respectivă sau să faceți pași spre ceea ce vă doriți să faceți cu adevărat în viața voastră, da? Tot felul de lucruri. Indiferent cât de greu v-a fost, exact ce spuneam mai devreme,
voi luați această decizie în aceste momente că trebuie să mergeți mai departe și este cel mai bun lucru pe care puteți să îl faceți în aceste clipe. Dragii mei, dragele mele, bineînțeles că această carte poate vorbi și despre un nou capitol, o nouă șansă pe care o puteți primi la nivel de la nivel de cuplu, da? Aceia dintre voi care sunteți într-o sunteți într-o conexiune specială unul cu celălalt, iată, vă puteți bucura de un nou început, da, în dragoste. O nouă etapă în viața dumneavoastră amoroasă, o nouă etapă care va însemna poate un nou drum spre succes, da, pentru voi de această dată. Hai să vedem și următoarele cărți. Wow, cât de frumos, dragii mei, priviți, este cartea cu numărul 5, Hierofantul, din Arcana Majoră, o carte foarte importantă, foarte interesantă, care îmi vorbește despre faptul că mulți dintre voi veți fi deciși în perioada următoare, având în vedere, iată, această primă carte din etalare care dă definiția întregii etalări, da? Care îmi vorbește despre atenția acestei persoane care se orientează din ce în ce mai mult spre voi. Și alegerea pe care o face în momentul în care se orientează spre voi, de fapt, declară răspicat și tare că v-a ales pentru eternitate, pentru toată viața sa. Da? Astfel, această persoană se orientează din ce în ce mai mult spre o decizie și mai mare, și anume aceea că își dorește să te facă soția lui. Da? Această persoană, acest bărbat, draga mea, va dori să îți facă această propunere de a îl urma în această viață, da? Așadar, așteptați-vă ca în perioada următoare să vă orientați din ce în ce mai mult spre acest pas important pe care vreți să-l faceți în viața dumneavoastră, și anume de a vă uni destinele. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că mulți dintre voi văd că ați declarat în perioada care tocmai s-a terminat că sunteți la capătul puterilor, da? Dar iată că acest lucru nu este adevărat, pentru că viața vă va demonstra și în perioada următoare că puterea voastră este pe cale să se reitereze, este pe cale să se reinventeze, ca să zic așa. Da, și voi, cu toate că vă simțeați până nu de mult sleiți de puteri, de forțe, veți simți că aveți, că sunteți însuflețiți de o forță nouă, de o putere nouă, tocmai datorită acestor vești minunate pe care le primiți în viața dumneavoastră, și anume aceste vești că urmează un capitol important în viața dumneavoastră, și anume acest capitol care se referă la faptul că veți intra în rând cu lumea, da? Vă veți căsători, dragii mei, dragele mele, acest lucru vă va umple de o putere nouă. Hai să vedem încă o carte. Da, și iată că avem aici Justiția, dragii mei, o altă carte foarte bună care îmi spune că sunteți pe punctul de a face alegerea corectă în viață pentru voi, da, și probabil că vă veți orienta și voi spre această persoană care nu face altceva decât să decidă să vină spre voi din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că el sau ea va decide în această perioadă că v-a ales, da? Din acest punct de vedere, destinul pare și nu pare, în mod sigur va hotărâ că este de partea voastră, da? Este de partea acestei conexiuni dintre voi doi și vă va demonstra că vă va face dreptate odată în plus. Dintr-un punct de vedere al acelor persoane care au mai avut de-a face cu alte persoane în trecut, da, care au de finalizat o anumită relație pe care au avut-o în trecut, să știți că în această perioadă se pot finaliza tot felul de procese pe care le aveți cu aceste persoane, da, tot felul de divorțuri, partaj, custodii pe care le aveți de lămurit și așa mai departe. Văd că aceste lucruri se vor finaliza și se vor lămuri și în beneficiul vostru, da? Hai să vedem și următoarea carte.
Da, iată că vă veți lăsa cuprinși de pasiune în această perioadă. Îngăduie inimii tale și sufletului să cânte cu bucurie, pentru că, dragul meu, draga mea, se întâmplă rare ori în viață să te simți însuflețit sau însuflețită de o asemenea pasiune, da, față de partenerul sau de partenera ta. Și haideți să mai iau o carte. Da, se pare că, iată, puterea voastră și slăbiciunile voastre sau slăbiciunile acestei persoane sunt puse la încercare prin această conexiune pe care îi se pune la dispoziție, această conexiune cu tine, da? Și faptul că va avea disponibilitatea să se orienteze spre această relație cu tine. Da? Această persoană este pusă la încercare o dată în plus. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!